Dragii mei, frați și surori, aș dori ca în seara aceasta să continuăm incursiunea noastră în capitolul 2 din Cartea Fapte și să ne uităm la a doua expresie care descrie viața bisericii nou formate în ziua 50.000 prin lucrarea Duhului Sfânt, prin Evanghelie, prin adăugarea celor suflete, acelui număr mare de suflete la adunarea Domnului Isus Hristos. Am văzut dimineața că aspectul central, temelia doctrinală pe care se adună adunarea Domnului Isus este învățătura Apostolilor. Practic vorbind, dacă ne-am strânge aici și am ignorat total învățătura Apostolilor, nu suntem biserică. Putem să fim ce vrem noi, nu suntem biserică, da? Dacă ne strângem aici și Duhul Sfânt nu este mijlocul nostru. Nu suntem biserică. Dacă ne strângem aici și nu există Evanghelie, nu suntem biserică. Dacă ne strângem aici și nu suntem născuți din nou mântuiți, evident, nu suntem biserică. M-am spus și dimineață, toate lucrurile care sunt descrise în cartea de Fapte, fap fap capitolul 2, se lovesc una pe altă într-un joc așa de domino, da? Ai coborârea Duhului, <lătruhă> sunt urmează predicarea Evangheliei pentru că s-a coborât Duhul Sfânt, urmează mântuirea oamenilor pentru că s-a coborât Duhul Sfânt și s-a predicat Evanghelia, se mărește membralitatea bisericii pentru că s-a coborât Duhul Sfânt, s-a predicat Evanghelia și oamenii au fost mântuiți, da? și urmează o mărturie practică a bisericii pentru că s-a coborât Duhul Sfânt, s-a predicat Evanghelia, oamenii au fost mântuiți și au devenit membri bisericii. Da? Oamenii din exterior au putut să identifice, acolo a fost o lucrare a Duhului Sfânt. Au auzit o evanghelie, au văzut mântuirea unor oameni, pocăința lor, au văzut că ei s-au separat de lumea uh, sau de neamul acela, cum este numit aici, ticălos și s-au adăugat la numărul ucenicilor și au început să trăiască într-un uh, anume fel. A doua caracteristică, al doilea semn al unei biserici sănătoase, descris în pasajul acesta, este legătura frățească. Ei stăruiau în învățătura apostolilor și în legătura Frățească. Legătura frățească nu este orice întâlnire dintre doi sau mai mulți creștini. Deci când vin la oaltă doi sau mai mulți creștini, aia nu este neapărat o legătură frățească sau o părtășie. Deci dacă noi ne-am întâlnit din, uh, din întâmplare, într-un magazin, sau ne-am întâlnit la un suc, chiar intenționat, nu din întâmplare, asta nu înseamnă că noi avem părtășie. Am avut azi o părtășie cu frații, că m-am întâlnit cu ei nu știu unde. Aia nu înseamnă neapărat părtășie. Atenție! Nici măcar dacă ne întâlnim și discutăm din Sfânta Scriptură nu înseamnă neapărat că este părtășie. Deci trebuie să fim foarte atenți când aruncăm cuvântul părtășie uh, pentru a descrie o întâlnire sau alta dintre anumiți creștini. Chiar dacă au fost elemente creștine în discuțiile lor. Trebuie să fim foarte atenți ce înseamnă legătura frățească. Aș începe prin a spune că legătura frățească este o împărtășire făcută de Duhul Sfânt. O împărtășire făcută de Duhul Sfânt. Pavel spune în Efeseni capitolul 4 să păstrăm uh, uh, unirea Duhului prin legătura păcii. Noi păstrăm unirea Duhului, noi nu facem unirea Duhului. Unirea o face Duhul Sfânt în adunare. Când El ia oameni din lume necredincioși, îi mântuiește și îi încorporează prin Duhul Sfânt. Da? Legătura frățească este o împărtășire făcută de Duhul Sfânt. Legătura frățească nu poate avea loc decât între oameni născuți din nou. Deci dacă noi suntem adunați aici și Duhul Sfânt credem că ne-a adus aici și avem o părtășie, oamenii care nu sunt născuți din nou, ei nu sunt în cu noi. Ei în cel mai bun caz sunt evangelizați, ei nu sunt în cu noi. Nu poate un om nenăscut din nou să fie în cu un om născut din nou. Nu se poate! Duhul Sfânt nu poate să mă facă pe mine să am părtășie cu un om nenăscut din nou. Eu pot să fiu prietenul lui, pot să fiu amicul lui, pot să fiu tatălui, pot să fiu copilul cuiva, dar nu poți să fii într-o părtășie cu cineva care nu este născut din nou. Părtășia despre care vorbește aici Scriptura este părtășia între cei născuți din nou. Ei stăruiau în legătura frățească. Cine să ăștia ei? Ei care au primit Duhul Sfânt, ei care s-au pocăit, ei care au auzit Evanghelia, da? Și nimeni altcineva. La un moment dat, în Cartea Fapte, Luca ă, aruncă o, un comentariu acolo și spune și nimeni nu îndrăznea să se alipească de ei. Dar în același pasaj ne spune că oamenii erau mântuiți. Nimeni din exterior care nu era mântuit cu adevărat nu s-a adăugat la grupul acesta de ucenici să pretindă că e născut din nou și să pretindă o, o anumită părtășie cu ei. Deci doar dacă suntem născuți din nou putem să avem părtășie reală unii cu alții. Și apoi legătura aceasta frățească presupune o unire cu toți frații, nu cu unii frați. Asta înseamnă că părtășia sau legătura frățească nu are de a face cu anumite afinități pe care noi le avem. Da? Înseamnă o unire cu toți frații. Ascultați-mă, dacă cele mai diferite persoane care există în adunarea aceasta sunt în aceeași părtășie frățească ca și cele mai apropiate persoane din adunarea aceasta. În mod inevitabil noi vom avea contact mai mult cu anumiți oameni da? din adunare. Dar, repet, părtășia frățească înseamnă că eu, o persoană cu care sunt să zic, cel mai distanțat din punct de vedere al afinităților sau al lucrurilor comune pe care le avem sau a preferințelor, o persoană cu care sunt de care sunt cea mai depărtată sau cea mai diferit, am aceeași legătură frățească ca și celelalte persoane. Pentru că sunt mântuit prin Domnul Isus Hristos și pentru că suntem uniți prin Duhul Sfânt și pentru că suntem născuți din nou. Da? Trebuie să înțelegem foarte bine ce e legătura aceasta frățească. Legătura frățească înseamnă că toți suntem atrași de un numitor comun. Da? Chiar termenul folosit în original care este coinonia, da? sunt biserici care se numesc coinonia, avem o biserică soră la Oradea, baptistă reformată care se numește coinonia. Termenul coinonia înseamnă simplu a împărtăși. Asta înseamnă coinonia. A împărtăși. Cornelescu a tradus-o cu expresia legătură frățească. Legătura frățească asta înseamnă că toți suntem atrași de un numitor comun și suntem împărtășiți în numitorul ăla comun. Care e numitorul ăla comun? Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos. Așadar, pe scurt, legătura frățească este întâlnirea credincioșilor pentru a practica responsabilitățile bisericii. Repet, legătura frățească, pe scurt, este întâlnirea credincioșilor pentru a practica, pentru a trăi, pentru a viețui, da, și a îndeplini responsabilitățile bisericii. Este o întâlnire, da, legătura frățească. Legătura frățească presupune o întâlnire. Noi nu avem legătură frățească dacă nu ne întâlnim deloc, corect? Noi nu avem legătură frățească cu credincioșii din Germania pe care nu-i cunoaștem. Noi nu avem legătură frățească cu ei. Noi credem că ei sunt în Biserica Domnului Iisus, dacă sunt născuți din nou, sunt în trupul universal al Domnului Iisus Hristos, dar nu avem legătură frățească. Legătura frățească vizează aspectul practic, local, al unor credincioși care se întâlnesc împreună. Deci ca să avem legătură frățească, trebuie să ne întâlnim. Este întâlnirea credincioșilor. Ca să avem legătură frățească trebuie să fim credincioși. Este întâlnirea credincioșilor pentru a face ceva. Deci trebuie să avem un scop comun ca să avem o legătură frățească. Și anume să practicăm responsabilitățile bisericii, să trăim ca o biserică. Așadar, haideți să vedem câteva lucruri din aspectul, din pasavul acesta și voi face ce am făcut dimineață. Voi lua expresia legătura frățească, cum am luat dimineață expresia apostolului și o vom trece prin toate celelalte aspecte care descriu viața bisericească. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre condițiile legăturii frățești. Condițiile legăturii frățești. Când pregăteam mesajul acesta, l-am întrebat pe fratele Mihai dacă are un verset biblic pentru definiția pe care el ne-a dat-o de mai multe ori pentru părtășie. Știți că el a spus, ca să ai părtășie, trebuie să ai cuvânt, trebuie să ai rugăciune și mai ce? Mai știți sau nu mai știți? și adevăr, da? Să fie sinceritate, să fie adevăr. Și așa, frate, știi un text? Deci, mă, nu știu chiar un text precis, dar învățătura Scripturii ne duce, principiile învățăturii Scripturii ne duc spre lucrul ăsta. Și a spus, este un verset, care exact asta ne spune. Învățătură, da? Cuvânt, legătura frățească, îi părtă și ea la mijloc, frângerea pâinii și rugăciuni. Da? Deci ai fr legătura frățească la mijloc și împreună, de o parte, ai învățătura cuvântului Dumnezeu și de cealaltă parte ai rugăciunea. Deci condițiile legăturii frățești sau a ei sunt acestea două. Revelația lui Dumnezeu și rugăciunea. Și el puțin acestea două. Și ambele sunt prezentate în versetul 42. Da? Încorsetează da? legătura aceasta frățească. Prin cuvânt, prin revelație Dumnezeu ne vorbește, prin rugăciune noi vorbim lui Dumnezeu. Da? Legătura frățească este condiționată de aceste două aspecte. Părtășia creștină este formată din doi sau mai mulți creștini care se întâlnesc cu scopul de a asculta cuvântul, de a studia cuvântul și de a-i răspunde apoi lui Dumnezeu. Trebuie să existe neapărat aceste două lucruri. Întrebare. În câte din întâlnirile tale și ale mele cu frații ai spus ceva de genul, frate, hai să ne rugăm? Nu? Știți, e un lucru foarte ciudat. La o... prima dată te simți penibil când faci lucrul ăsta pentru că nu ești obișnuit. Ești obișnuit să te întâlnești, să mai glumești, să mai spui un bax, să mai discuți despre nu știu cine, să mai nu știu ce. Și e greu să spui lucrul ăsta. Eu am cel puțin, uh, cel puțin un frate, dar nu doar unul, vreo doi, trei, care de fiecare dată când vorbesc cu ei la telefon îi încheie cu rugăciune. De fiecare dată, fără niciun fel de excepție și să așteaptă ca să mă rog și eu cu ei. Dacă mă întâlnesc cu ei, cu atât mai mult. Asta e o practică lor. Domnule, când mă întâlnesc cu fratele ăsta, discut despre viața lui, îl întreb cum, cum îi, poate l-am sunat cu motivul la nume, discut despre motivul la nume, îi spun ceva din cuvântul lui Dumnezeu și mă rog cu el. Și să știți că lucrurile nu sunt așa de complicate. Ca să existe părtășie reală, trebuie să existe cuvânt și rugăciune. Da? De câte ori ai deschis în mod sincer discuții din cuvântul lui Dumnezeu când te întâlnit cu frații tăi? Din adunarea asta. Nu ca să dezbați discuții sincere din cuvântul lui Dumnezeu ca să fie ziditoare. Ca să vreau să spun, frate, frate Ciprian, ce ai citit săptămâna asta? spune un cuvânt din scriptură ca să mă zidesc. Da? Nu să spune a, vine să arăt un print screen, uite că, uite, iar un uh, unul ăla că dus, uite ce au spus. Oh, oh, da. Bun, învățăm și din lucrurile astea. Dar ceva ziditor pentru noi, să, să, ne apropiem unul de altul, să fie inimile noastre aproape, să fie legătură frățească adevărată. Nu să discutăm despre o doctrină sau de o învățătură și lucrurile astea ci să ne zidim la propriu. Să ne zidim la propriu. Când a fost ultima dată? Trebuie să ne cercetăm cu privire la noi și, ne, și să vedem dacă avem, dacă îndeplinim aceste condiții ale legăturii frățești. În al doilea rând, centrul legăturii frățești. Și este foarte interesant de observat că el pune învățătura apostolilor, rugăciunea deoparte și în interior frângerea pâinii și legătura frățească. La frângerea pâinii noi arătăm, la cina Domnului noi arătăm, prin excelență, în mod focalizat, ne focalizăm asupra centrului legăturii frățești. Care este? Cine? Domnul Iisus Hristos în jertfa lui răscumpărătoare. De asta legătura frățească și frângerea pâinii sunt împreună. Pentru că legătura aceasta frățească este formată de jertfa Domnului Iisus. Fraților, v-am mai spus odată și vă mai spun în, 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 această seară încă o dată. Pe noi nu ne strânge calvinismul. Pe noi nu ne strânge calvinismul. Nici cesaționismul nu ne strânge aici. Pe noi ne strânge Domnul Iisus Hristos. Amin. Domnul Iisus ne strânge. Dacă în adunarea aceasta vrea să vină un arminian, care se supune învățăturii adunării este bine primit. Eu personal n-aș putea să-i spun nimănui, nu poți să vii pentru că nu ești calvinist. În câte puncte ești? Eu n-aș putea să-i spun așa ceva. Eu nu văd o discuție din asta cu cine. M-ar interesa ce convingere are. Atenție, m-ar interesa. M-ar interesa dacă el după aceea vrea să facă răzmeriță în biserică. M-ar interesa dacă el ar vrea, ce știu eu, pe ascuns să introducă nu știu ce învățături. M-ar interesa lucrul ăsta. Dar ce mă interesează cel mai mult este dacă el este mântuit cu adevărat și înțelege că centrul părtășiei noastre este jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea este un păcat monstruos să particip la cina Domnului sau să mărturisim la cina Domnului unitatea noastră, ca asta spunem, nu toți ne adăpăm din aceeași jertfă, toți suntem mântuiți prin aceeași jertfă și după aceea să ne dezbinăm din tot felul de motive. Din tot felul de motive. Cina Domnului arată temelia pe baza căreia suntem adunați, adică jertfa Domnului nostru Isus Hristos. Cine a Domnului arată și centrul gravitațional, da? Și spiritual al întâlnirii noastre. Cine este cel care, în jurul căruia ne strângem? Cine este cel? Domnul Iisus Hristos, da? În jurul Lui ne strângem, da? Nu ne adunăm să discutăm din cuvânt. Nu ne adunăm să doar să studiem cuvântul, ci noi de a adorăm datorită Domnului Isus Hristos și ne folosim de cuvânt ca să ajungem la Domnul Isus Hristos. Cina Domnului arată că noi toți care suntem aici beneficiem și trăim în mod continuu pe baza jertfei Domnului Isus Hristos. Că suntem total dependenți de jertfa Domnului Isus. Da, asta este ceea ce ne ține împreună. Nu preferințele noastre comune ne țin împreună. Ci aceeași mântuire pe care o avem în Domnul Isus Hristos. Nici măcar aceeași înțelegere a mântuirii nu ne ține împreună. Ci realitatea acelei mântuiri. Faceți diferența între înțelegerea mântuirii și realitatea mântuirii, realitatea mântuirii în Domnul Isus uh, Hristos. Este clar din ceea ce eu uh, am înțeles din Cuvântul lui Dumnezeu și am în conștiința mea prin Duhul Sfânt că noi trebuie să adoptăm o perspectivă asupra fraților noștri dată de Cuvântul lui Dumnezeu, nu de ceea ce vedem noi. Da? Nu să stăm noi și să facem noi evaluări după capul nostru. Noi trebuie, ca să avem o legătură frățească adevărată, să avem acea optică divină pe care ne-o dă Dumnezeu. Să-i privim pe frații noștri așa cum ne cere Dumnezeu. Da? Întrebare. De câte ori te-ai gândit la relația ta cu frații tăi atunci când ai venit la cina Domnului? Cina Domnului asta arată. Că noi toți, de asta nu e cina singur. Dacă cine ar arăta doar jertfa Domnului sus pentru mine, de ce e cina Domnului cu noi? De ce noi e singur? Nu? Cina Domnului arată că noi toți? Suntem mântuiți prin acea jertfă. Că noi toți, nu doar suntem mântuiți, străim în mod continuu prin ea. De câte ori când ai venit la cina Domnului, ți-ai analizat, te-ai gândit la relația pe care o ai cu frații tăi. Apropo, textul central pe care noi îl citim la cina Domnului, 1 Corinteni 11, vorbește despre dezbinările de la cina Domnului. De asta spune Pavel că Dumnezeu o omora între ei. Pentru că se dezbinau. adică făceau practic exact opusul a ceea ce spuneam prin cina Domnului. Da, noi toți suntem mântuiți prin aceeași jefă, da, noi toți trăim prin aceeași jefă și mai se dezbinau. Da? Spune, mințeau la propriu. Mințeau la propriu. De asemenea, înțelegi că lipsa de la cina Domnului arată o dezbinare practică în care te afli cu frații tăi. Da? Arată o dezbinare practică. Noi spunem, suntem mântuiți prin aceeași jefă, dar nu mă duc să arăt lucrul acesta. Da? să pun înaintea ochilor mei, da, eu împreună cu frații mei suntem mântuiți prin aceeași jerfă. Există o legătură puternică între legătura frățească și cina Domnului, care arată această legătură frățească, care arată esența acestei legături frățești, și anume jerfa Domnului Isus Hristos. În al treilea rând, atmosfera care trebuie să fie în legătura frățească. Eu sunt vinovat de lucrul acesta și trebuie să încerc cer iertare public și să mă pocăiesc de lucrul ăsta. De foarte multe ori am contribuit la o atmosferă, nu știu, Uh, N-am cuvinte suficient de asperi pentru a descrie lucrul acesta. Dar o atmosferă nesăbuită, necumpătată, necreștinească în legătura frățească. Uitați ce spune Sfânta Scriptură. Stăruiau lucrul acesta și fiecare era plin de frică. O traducere exactă pe text este așa. Peste fiecare venea, peste fiecare suflet venea frică. Sau GBV spune, și fiecare suflet a fost cuprins de teamă. Era ceva ce venea din exterior peste ei. Ei își făceau, dar și îndeplineau responsabilitățile lor. Stăreau în învățătura Apostolului, în legătura frăcească, în frângerea pâinii și în răgăcieni, și venea din exterior peste ei o frică, o teamă. Ce-i teamă asta? Este sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Este sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Pe care ar trebui să ni-l dorim, da? Venea peste ei lucrul acesta. Concepția noastră despre Dumnezeu ne va face să avem o atitudine sau o alta în legătură sau în împărtășia noastră. Da? Și în locuri în care nu există un sentiment al prezenței manifestate ale lui Dumnezeu, acolo se trădează o concepție greșită despre Dumnezeu da? despre Dumnezeu. Prin cuvânt, prin învățătura apostolului, Dumnezeu ne arată maestatea lui și bagă frica noi. La frângerea pâinii, Dumnezeu ne copleșește cu toată frumusețea lui și bagă frica noi pentru că vedem ce Dumnezeu puternic este acela care ne-a mântuit. Prin rugăciune intrăm în contact direct cu Dumnezeu și ar trebui să experimentăm acest sentiment de frică în fața maestății lui Dumnezeu. Că putem intra în sala tronului lui Dumnezeu, nu în sala prietenului nostru cel mai bun, și în, în sala Dumnezeu la tot puternic, da? Putem să experimentăm acolo uimirea în fața Slavei Divine. Aș vrea să te întreb și să mă întreb și eu sincer, dacă prin ceea ce faci în locul acesta arăți respect pentru prezența lui Dumnezeu, în primul rând? Dacă prin ceea ce faci, prin tot ce faci, dacă arăți respect pentru prezența lui Dumnezeu, dacă contribui, da? Dacă contribui la, uh, poate, la uh, manifestarea sau piedicarea manifestării acestui sentiment al prezenței lui Dumnezeu. Și ar fi o evaluare importantă pentru noi dacă ceea ce facem noi în locul acesta, dacă lucrarea lui Dumnezeu din Biserica a Treime din Zalău produce în noi frică, produce în noi uimire față de Dumnezeu, produce în noi contemplare în fața majestății, puterii și frumuseții lui Dumnezeu. Dacă se întâmplă lucrul ăsta în rugăciune, prin predicarea cuvântului, în cântare, vine sentimentul ăsta peste noi sau nu? Asta trebuie să caracterizeze legătura frățească. Un sentiment puternic al prezenței lui Dumnezeu. Să putem să plecăm de aici să spunem, domnule, am fost la parterul unui bloc, dar acolo a fost prezent Dumnezeu. Acolo a fost prezent Dumnezeu. Am ascultat o predică din cuvântul lui Dumnezeu, am citit textul la de 100 de ori, dar Dumnezeu s-a manifestat când s-a predicat. Am cântat niște cântări pe care le-am cântat de multe ori, dar Dumnezeu s-a manifestat. S-a manifestat. Frate, eu trebuie să așteptăm lucrul să trebuie să ne dorim, dorim lucrul acesta. Eu sunt cerebral, dar îmi să-l experimentez pe Dumnezeu. Dumnezeu n-a gândit ca prezența lui să fie la nivelul minții noastre. Dumnezeu niciodată n-a vrut lucrurile. Dumnezeu a vrut ca să fim cupriși de sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Și în momentele cele mai grele, asta ne va ține, fraților și surorilor. Asta ne va ține. Prezența manifestată a lui Dumnezeu în locul acesta. Asta ne va face să ne abținem de la o grămadă de lucruri. Nu aș vrea să fie o pricină, un motiv din care frații mei să nu simtă, să nu experimenteze prezența lui Dumnezeu. Permiteți măcar odată la 2 ani să vorbesc și eu în limbajul ăsta, să simt, să experimentezi. Este normal. Este normal. Dumnezeu n-a vrut ca religia noastră să vină în capul nostru. În al patrulea rând, confirmarea legăturii frățești. Confirmarea acestei legături frățești. Cum confirma Dumnezeu legătura lor frățească? Prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Da? Dumnezeu confirma mesajul, dar confirma și noua comunitate. Dumnezeu nu mai lucrează acum cu iudaismul. Dumnezeu lucrează cu acest grup de ucenici. Și cred că, în extrapolând, așa, ca o aplicație, fiecare dintre noi ar, ar trebui și ar, am putea să identificăm intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu în viața noastră și în viața bisericii. Ar trebui. Dumnezeu își confirmă biserica lui, adunarea lui. O adunare, niște oameni, niște creștini care nu pot să spună da, Dumnezeu intervine în viață. Da, au intervenit, da. Nu, noi trebuie să putem identifica momente feluri, modalități în care Dumnezeu a intervenit în mijlocul nostru, în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Minuni pe care le-a făcut Dumnezeu pentru noi. În al cincilea rând, practicabilitatea legăturii frățești. Am spus deja lucrul acesta dimineață, vi-l mai spun încă o dată, aici nu este comunism, aici nu este comunism, nici vorbă de așa ceva, starea de lucruri descrisă în versetul 44 45 în care și împărtășeau lucrurilor materiale era total voluntară, total voluntară, nu era nimeni care să le confiște averile, da? ci ei dădeau după cum simțiau ei, după cum erau ei călăuziți de Duhul Sfânt, după cum inima lor largă îi împingea să facă lucrul acesta. Și vreau să înțelegeți ce este, că legătura frățească nu este o chestiune așa spirituală, pur ezoterică. Da? simțim că avem așa o părtășie cu frații noștri. Ea ajunge la un moment dat la nivelul practic. Da? Devine practic, se, se, manifestă practic în acoperirea, subliniez, nevoilor celorlalți. Nevoilor celorlalți, da? Și ceea ce este cu adevărat, eu zic că ar fi miraculos și este cu adevărat miraculos în această generație ultramaterialistă, ultramaterialistă, este să vezi frați și surori care își împărtășesc din bunurile lor materiale pentru ceilalți. Asta cu adevărat este o dovadă a prezenței lui Dumnezeu. Și vreau să să ne gândim puțin la următorul aspect. Din ce dădeau ei? Ei nu dădeau din prisosul lor. Corect? Nu dădeau din prisosul lor. Ei nu ziceau, dau din la pe care ar trebui să o dau la adunare, dau de acolo, că asta e 10%. Ei dădeau din averile lor, din moștenirile lor. Spune Scriptura, își vindeau ogoarele și averile. Și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Capitolul 4, toți cei ce aveau ogoare sau casele vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute. Acum vă imaginați că își vindeau toate ogoarele sau toate casele, că trebuiau să doar și ăștia undeva. Da? Oamenii aveau moșteniri, aveau averi și se puteau lipsi de unele dintre ele ca să împlinească nevoile. Nevoile celorlalți, da? o întrebare practică pentru noi. Ce știi tu despre nevoile fraților tăi? Și spui, păi nu prea știu. Păi ce te-ai să vină să-ți spună ei? Gândiți-vă cât de penibil ar fi ca dacă eu n-aș avea pâine mâine dimineață să vin să vă sună. m simți penibil. Dacă e o legătură frățească apropiată acolo, noi ar trebui să ne interesăm. Noi ar trebui să ne interesăm. Și ar trebui să fim foarte interesați de nevoile celorlalți. da, Ca să poți să-i ajut, trebuie să cunosc nevoile lor. În mod practic, mai practic. Facem acum doar un uh, experiment a conștiinței noastre uh, potențial, dar s-ar putea ca într-o zi să fie necesar să fie practic. Ce ai fi în stare să-ți vinzi pentru frații tăi? Ce ai fi în stare să-ți pentru frații tăi? Nu vă, eu nu vă uh, leg conștiințele cu textul ăsta și vă, să vă spun că e prescriptiv să facem asta. Există un text în Biblie care ne spune să ne vindem averile ca să-i ajutăm pe frații noștri. Dar vreau să spun că dacă Duhul Sfânt lucrează în adunare și eu sunt plin de Duhul Sfânt și sunt născut din nou și lângă mine e fratele care are cel mai important lucru în comun cu mine, adică mântuirea în Domnul Isus Hristos și viața veșnică, iar el este în nevoie. Eu nu voi putea să stau în huzur și să-l văd pe el în nevoie. Și dacă singura modalitate în care îl pot ajuta este să-mi vând lucruri de valoare, eu cred că trebuie să fac lucrul ăsta. Constrâns nu de păstor, constrâns nu de o prescripție, o doctrină biblică, ci constrâns de dragostea pe care Duhul sunt a o în inima mea. Cred lucrul acesta. Cred lucrul acesta. Știu că s-ar putea să fie mintea dumneavoastră gândul, a, ușor să spui teoretic, dar practic, nu eu cred lucrul ăsta. Pentru că vedem lucrul acesta împlinindu-se pe paginile Sfintei Scripturi. Pe paginile Sfintei Scripturi. Deci legătura aceasta frățească este practică. Practică. În așa la rând, vreau să atrag atenția asupra cadrelor legăturii frățești. Sunt două cadre descrise aici în versetul 46. Toți erau împreună nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Sunt două cadre, da? Un cadru public și un cadru privat, da? Era un, se întâl, duceau în întâlnirile publice, loc în care venim și noi și ne unim împreună ca să îndeplinim activitățile de bază ale bisericii, da? Și pentru ei era și din calcul ca să lipsească. și din calcul. Deci că în fiecare zi se duceau acolo, da? Uh, și... Cu siguranță nu aveau nici condițiile noastre, nici confortul nostru, n-aveau nimic din ce avem noi. Da? Deci nu vă imaginați că la templu cineva sucea răbdă să le pună apostolilor scaunele sau fraților să le pună scaunele, banchetele frumos tapițate ca să poate stea liniștit la slujbă. Nu. Ei se duceau acolo ca să prindă și alți oameni, ca să predice Evanghelia și să-i câștige uh, pentru Domnul uh, Isus Hristos. Dar îndrăznesc să spun că acolo unde nu există întâlniri private ale credincioșilor, nu există viața adevărată. Atunci n-am făcut decât să transformăm întâlnirile noastre publice într-un spectacol. Venim, ne-am luat pastiluța săptămânală, ne-am înșelat conștiința și de trăim viața. Nu avem nicio relație cu frații noștri în realitate. Trebuie să ne gândim foarte serios la lucrul acesta. Foarte serios. Dacă noi, într-adevăr, avem cele mai importante lucruri în comun cu frații noștri, e imposibil să ne vedem cu ei numai două ori pe săptămână. Nu credeți? Sau patru ori pe săptămână. Dacă eu spun că am cu cineva din sala asta, cel mai important lucru din Universul ăsta. E imposibil să mă întâlnesc cu o singură dată pe săptămână. Cu clubul pensionarilor să întâlnesc mai des decât noi atunci. Clubul șahiștilor, cicliștii, drogații, bețăvii, curvarii să întâlnesc mai des decât noi. Să ne gândim bine la lucrul acesta. Dacă noi spunem că, spre deosebire de toată lumea aceasta, noi avem un, un centru gravitațional extraordinar de puternic care ne atrage, care ne atrage, care ne ridică din pat, care ne face să ne căutăm, să ne iubim în mod teoretic și în mod practic, să ne iubim în adevăr, să ne iubim material. E imposibil ca întâlnirile noastre să fie pur publice. Este imposibil. Ele trebuie să devină practice, da? Și să recunoaștem și lucrul acesta. Motivul pentru care nu ne întâlnim, să fie niște... Fie este inima noastră care s-a răcit față de frații noștri și față de Domnul Iisus Hristos, fie este o întăritură din asta a diavolului o minciună a diavolului. Dacă mă întâlnesc, n-am ce să discut, n-am ce să spun, n-am, nu, eu nu sunt așa sociabil. Nu, am, tot felul de lucruri în astea pe care trebuie să, trebuie să, diavolul vine de ghizat, așa este. la un moment dat trebuie să-l dezbrați, să-i dau mantaua jos și zic, tu ești dracu, mă, tu nu ești îngerul Domnului. Tu mai ai păcălit, tu mai ai mințit. Nu e adevărat ce ai spus tu. Tu m-am mis, Biblia îmi spune altceva despre legătura frățească, da? Trebuie să dărâm în teriturile alea ale minții tale, Da? Legătura frățească nu se înseamnă să mă întâlnesc cu frații cu care am cele mai multe lucruri în comun, ci să mă întâlnesc cu frații cu care am cel mai mare lucru în comun. Da? Și eu vă spun, cele mai frumoase întâlniri pe care eu le-am avut sunt cu frați cu care nu am absolut nimic în comun. Cu excepția cuvântului Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos. Cele mai frumoase întâlniri. Au fost cele centrate în cuvântul lui Dumnezeu. Și fascinat, pleci de acolo lui și zici, nu cunosc pe omul ăsta, n-am avut nicio relație cu el până acum, nu știu viața, dar am stat 2, 3, 4, 5 sau 3 zile m-a cazat în casa lui sau m-a lăsat singur într-o casă, într-o casă foarte bine ornamentată, o casă foarte scumpă, cine știe ce valori pe acolo, m-a dat toată încrederea omul ăla pentru simplu motiv că sunt credincios. Pentru simplu motiv. Mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta de N ori. De N ori până acum. Și singurele discuții pe care le-am avut au fost din cuvântul lui Dumnezeu. și extraordinare. Care sunt ultimele ocazii în care tu a inițiat părtășia cu frații tăi. Frate, vină pe la mine. Nu e greu. E greu? Nu e greu. Și mie și mi-e mi -mi comod să nu chem pe nimeni. Și mie mi-e -mi mai comod. Că după aia te pune sora să dai cu aspiratorul, să speli vasele din bucătărie, să strângi hainele, să le pui în cotlonul ăla unde depozităm lucrurile la urgență. Și așa mai departe. Fiecare dintre noi știm lucrurile astea. Știm lucrurile astea. Și într-un fel parcă vedem o cultivare a comodității. Când a fost ultima dată în care eu și dumneavoastră ați inițiat o părtășie? E un deranj. Eu știu că e un deranj. Un deranj. Așa-l numim noi. 7. Caracterul legăturii frățești. Caracterul legăturii frățești. Uitați-vă la două caracteristici pe care le spune aici autorul. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie. Tesa. Biserica primară nu era o biserică de asceți. A? Nu e așa. e. aceștia care sunt foarte pocăiți, postez foarte mult, sunt foarte acriți, sunt foarte supărați, frate, noi trebuie să ne sfințim. Luau hrana cu bucurie! Aveau satisfacție! Și termenul din original nu este termenul folosit de obicei pentru bucurie, ci este termenul, un termen care descrie o bucurie exuberantă, explozivă. Erau foarte bucuroși când stăteau la masă. Extraordinar. Asta trebuie să fie. Niște oameni care sunt un plus de Duhul Sfânt, care sunt un plus de Cuvântul lui Dumnezeu, care sunt în practică, se iubesc, dovedesc lucrul acesta, se bucură împreună la masă. Masa este locul intimității, locul comuniunii și vor să aibă lucrul acesta intim împreună. Da? Vor să-l aibă împreună. Dar este important, zice că luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Termenul curăție de inimă, în multe locuri din traducerea Corneliscu, înseamnă de fapt sinceritate și asta înseamnă în locul acesta sinceritate. Da? Cu satisfacție și cu sinceritate. Acum, unde se adună păcătoși neregenerați care încearcă să se comporte ca biserică, se ajunge foarte urgent la război și diviziune. De aceea trebuie să existe un caracter al legăturii frățești. Pentru că, de fapt, altfel nu poate să existe părtășie. Nu? Poți să ai părtășie sau ai vrea să ai părtășie cu un om acrit, bosunflat, morocănos, un cu oțet. Ai vrea să ai părtășie cu un astfel de om? Păi n-ai vrea. Îți spun eu că n-ai vrea. N-ai vrea. Ți-ar fi greu să ai părtășie cu el. Hai frate, mai ia o gură de ciorbă. Aaaa. Fraților, când mă cheamă fratele Ciprian și îmi pune bolul ăla, supa aia cu... Azi nu mi-am apropo, frate, dar deși nu mai mai ai chemat de mult. Și îmi pune bolul ăla de fasole și lângă un cu un bol de ceapă. Și dacă știu cum e rău toată noaptea cu bucurie, exuberanță, e bucurie acolo. Fratele, vi mai scoate câteodată carnețelul cu întrebări și discutăm. E o bucurie. Dar dacă eu aș veni și aș da cu lingura acolo în fasolă, frate, dar nu-ți place? Frate, știi? Da. Am venit, dacă mai chema și tu ai stat din mine câteva luni. Trebuie să existe ceva natural care vine din noi. Trebuie să existe bucuria aceasta, satisfacția aceasta, da? Că ne putem întâlni împreună. Acum știu că unii nu pot mânca nici fasole, nici ceapă, dar pentru cei care pot mânca, bucurați-vă, fratele Ciprian vă frate, deci prea poate ajuta. Uh, trebuie să existe și sinceritate, nu doar bucurie. Nu doar că nu poți avea părtășie cu oameni acriți. Nu poți avea părtășie cu oameni care nu sunt sinceri, care nu sunt transparenți. Și să fim sinceri acum între noi, nu? Există, simți când omul are zidul. E ha-ha, dar știi că nu e legătura. Nu-i transparență, e un zi de despărțire între voi, da? Nu se poate deschide, nu poate fi vulnerabil. Nu poate fi vulnerabil. Trebuie pentru părtășie să existe deschidere, transparență, da? Altfel părtășia este fracturată. Este fracturată. Și asta ne arată textul acesta. Există un caracter al legăturii frățești. Bucurie, satisfacție, care e dinăuntru și sinceritate. Și întrebare. Ești tu sincer și deschis cu frații tăi? Sau este inima ta plină de speculații, de judecăți, de clevetire, asta va sabota părtășia, dragilor. Și dacă am fi numai 15 sau 10 sau 5 aici, dacă ne clevetim, dacă ne judecăm, dacă speculăm unii despre alții tot felul de lucruri și dacă nu avem puterea de a sta față în față unii cu alții și să rezolvăm problemele, nu ne putem bucura. Cum ne-am putea bucura? Cum ne-am putea bucura? E absurd, nu te poți bucura. Ai tu bucurie exuberantă în întâlnire cu frații tăi. Înțelegi că de fiecare dată când te întâlnești cu orice frate din adunare, te întâlnești cu un frate pentru care a murit Domnul Isus Hristos. Te întâlnești cu un frate pe care Dumnezeu din veșnicie a decretat să-l pună lângă tine. Dumnezeu a decretat din veșnicie pentru că astăzi ești acri față de el să stai un milion de ani prima dată numai cu el în cer. Nu este niciun verset pentru asta, dar asta și fac eu. Da? Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta, să fiu aproape de El, să fie frate meu, să fie mântuit prin Domnul Isus Hristos. Trebuie să am perspectiva asta și trebuie să am bucurie când mă întâlnesc cu El. În al optelea rând, scopul legăturii frățești. Versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu. Ăsta este cel mai clar semn al prezenței Duhului Sfânt. Lauda la adresa lui Dumnezeu. Ăsta e scopul final. Închinarea. Scopul nostru final este închinarea. Și dacă Dumnezeu nu reușește să ne stârnească inimile, să ne schimbe inimile, să ne atragă inimile, să ne umple inimile de bucurie și să ne facă să lăudăm. Ce anume o să ne facă? Ce anume o să ne facă să ne închinăm? Scopul legăturii frățești este închinarea. Finalitatea legăturii frățești trebuie să fie închinarea. Lauda la adresa lui Dumnezeu. În penultimul rând, ți dați un SMS la cei care au plecat cu ultimele două puncte, da? Efectul legăturii frățești. Efectul. Care e efectul? Deci scopul final este închinarea. Care este efectul? Auziți ce spune Scriptura. Și erau plăcuți înaintea întregului norod. În Vreau să vă spun un lucru. Și dacă lumea nu este de acord cu toate doctrinile noastre, cu întâlnirile noastre sau cu tot felul de aspecte, dacă există o viață a Duhului Sfânt în adunare, oamenii aceia pe ascuns vor aprecia adunarea. Oamenii aceia vor invidia ceea ce vor vedea înăuntru. Dacă e dragostea, sinceritatea, bucuria, dacă e viața Duhului Sfânt în adunare, este imposibil ca oamenii să nu se sizeze și să spună e ceva supranatural acolo. E ceva deosebit la oamenii aceia. Oamenii nu vor spune cum spun astăzi, dar voi cu ce sunteți diferiți de noi? Oamenii vor spune, o pocăi să sunt niște oameni deosebiți. Sunt niște oameni special, sunt niște oameni adevărați. Da? Vor spune lucrul acesta așa asta vedem în Sfânta Scriptură. Întrebarea este, ce spun oamenii despre noi? Este adevărat ce spun oamenii despre noi? Dacă oamenii spun rău despre noi, întrebarea este dacă este adevărat. Dacă e adevărat, trebuie să ne dacă oamenii nu spun nimic despre noi, iar e o problemă. Trebuie să spună ceva despre noi. Zice, erau plăcuți înaintea întregului norod. Normal. Trăirea lor, viața acestei biserici îi făcea plăcuți înaintea oamenilor. Și în final, lărgirea legăturii frățești. Și Domnul adăuga... Cine adăuga? Domnul. Când adăuga? În fiecare zi. Unde adăuga? La numărul lor. Pe cine adăuga? Pe cei ce erau mântuiți. Deci Domnul stabilește membralitatea bisericii, nu noi. Da? Domnul îi mântuia și Domnul îi adăuga la numărul lor. Era un număr fix, Domnul mântuia din exterior și Domnul îi mântuia și Domnul îi adăuga. Deci Domnul se ocupa de mântuirea oamenilor și de membralitatea bisericii. Dar se ocupa de membralitatea unei asemenea biserici. Unei asemenea biserici. Dacă noi n-am fi eu n-am auzit nicio biserică dezbinată care să crească numeric. N-am auzit în viața mea. N-am auzit de nicio biserică plină de acriți, de boțunflați, de clevetitori și de dezbinători care să crească numeric. Ați auzit? Eu n-am auzit. Acolo numai chiar miracole, duble miracole, triple miracole, da, ca să Dumnezeu să mântuiască și să trimită pe cineva acolo. De ce ar trimite Dumnezeu pe cineva într-o biserică dezbinată? Într-o biserică nepocăită. Și ce ar trimite Dumnezeu pe cineva acolo? Întrebați-vă. De ce un om din lume ar veni aici? dacă ar fi o asemenea biserică? Ar fi un motiv? Răspunsul este nu. Nu. De deci aceea este foarte important să căutăm, să ne rugăm și vom avea timpul acesta de rugăciune. Să căutăm, să ne rugăm, să ne devotăm, să fim prin puterea Duhului sunt această biserică care este descrisă în fapte eh, capitolul 2. Înainte de a căuta nu știu ce fel de metode evanghelistice eh, relevante pentru vremea în care noi trăim, ar trebui să căutăm să fim biserica asta. Și în mod natural Dumnezeu va aduce pe oameni în mijlocul nostru. Și o întrebare de cercetare finală. Ce am făcut noi față de oamenii ce au venit între noi? Creștini sau necreștini? Domnul îi adăuga, dar ei erau biserica asta. Ei erau biserica care stăruiau în lucrurile acelea. Erau biserică aceasta care împărtășeau. Erau biserică aceasta iubitoare. Era biserica aceasta bucuroasă. Era biserica aceasta cu sinceritate, cu curăție de inimă. Erau oamenii aceștia. Domnul îi adăuga, dar ei erau oamenii aceștia. Înțelegeți? Dumnezeu îi va aduce, Dumnezeu îi mântuie. Dar noi trebuie să fim biserica asta. Pentru că atunci când oamenii vin, să vină într-o asemenea biserică. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să căutăm din toată inima noastră, prin puterea Duhului Sfânt, să fim o asemenea biserică. Da? Și să urmăm, să căutăm în această săptămână, în mod practic, să stabilim legături frățești, părtășii adevărate. Să nu lăsăm ca noastre sau legăturile noastre frățești să fie doar aici. Ele sunt reale. Ele trebuie să înceapă de aici, din întâlnirea publică. Dar trebuie să se materializeze și particular după aceea. Dumnezeu să ne avute și să ne binecuvânteze. Amin! Amin.